ziua, acest domnul Aurelian Temeșan, în această seară la Tipic Beauty. Văd că este și soția acolo. Da. Defilați dumneavoastră sau nu defilați? Defilez și eu, că de aceea sunt îmbrăcat atât de tipic, nu atipic, tipic de Adina Buzatu, așa că voi urca și eu pe scenă alături de cineva pe care îl susțin în seara asta. Și vom face acea mică prezentare fiecare la rândul lui, un mic manej la final, ca așa e frumos să ne susținem semenii. Pentru că această prezentare este despre povești insolite de viață, aș vrea să te uiți cumva în trecutul tău și să-mi spui care e poate cel mai marcant moment din viața ta, unde ai simțit tu că ești foarte, foarte trigăruit, să zicem, între ghilimele. Mamă, ești un nebun cu cuvintele astea. Bă, ăsta l-am avut. Da. Sinonimul ăsta care e? Trigăruit. Nu neapărat afectat. Uite, poate afectat. Păi, cu siguranță, cele mai grele momente prin care am trecut sunt două la fel. Sunt momentele în care mi-am pierdut părinții. Pe alea nu le poți compara cu nimic, se rupe ceva din tine. La prima o senzație mă simțeam ca un copil care învață să meargă, ținut de mâini de ambele părinți, de ambii părinți, pardon, de ambele mâini. Și la un moment dat unul îți dă drumul și normal că te dezechilibrezi. Nici un an mai târziu s-a întâmplat și cu al doilea. Era un fel de semi-obișnuință, da? Că se întâmplase, dar nu ești pregătit, indiferent de vârsta pe care o ai și câți ani trec de când sunteți împreună. Sunt momente de viață, asta e ciclul vieții, noi mergem mai departe, avem pentru cine lupta, sperăm să ne prindă și pe noi bătrânețea și să se întâmple cât mai greu, ca Dora să aibă deja familia ei, ca să-i fie mai ușor. Dar cum este sau cum va fi domnul Aurelian Temeșan ca tată de fată în momentul în care fata va veni acasă cu un băiat? Rămăsesem la trigăruit. Da, ăsta e. Da. Exact. Da. Vei fi trigăruit? Haideți să luăm momentele care se vor derula, așa cum este și legea firii, dar să le luăm atunci când se întâmplă. De ce să stau să fac presupuneri cum va fi acum, când momentul încă nu s-a petrecut? Iar eu, dacă îmi fac niște filme și s-ar putea să nu corespundă cu ce eu o să văd, uite, atâta pot să spun. Dacă vine cu cineva acasă care să fie cam cum eram, nu cam cum eram eu la vârsta la care o să vină Dora cu cineva acasă, s-ar putea să-l accept mai repede decât se așteaptă el. Pentru că am fost un tip cu minte. Exemplu. Un exemplu. Da, eu am fost un exemplu. În fața mea am fost cel mai bun exemplu. Și în continuare sunteți domnul Aurelian Temeșan. În fața mea. Și în fața noastră. Mulțumesc frumos. Vorba. Da, merge voi noi și înregistrăm? Da, da. Cred că toți bărbați și-ar dori să fie măcar pentru o zi Aurelian Temeșan. Nu. Fiecare felul lui. Da. Eu nu mi-am dorit niciodată să fiu altcineva decât sunt, dar... Ar fi fost culmea. Merg pe personalitatea fiecăruia. Fiecare este cine trebuie să fie. Și carismatic, și înalt, și cu voce, și cu... Dar mai sunt mai înalți. Tot, ia, gândește la Liviu Teodorescu. Care și are, voce. Nu, și voce, și carismatic, și înalt, și frumos, și gândește la... Dar n-are Caterinca ta. E complicat, tu ai și Caterinca. Da, e chestie de experiență de viață, n-ai ce să faci. Da, tu ai, ești street smart, dacă îmi permiteți. Ești un pic street smart. Asta mi-a plăcut. Da? Pe să nu te pun să-mi dai sinonim, că mi-a plăcut. Bine. Da, ultima întrebare. Care artistul care pe tine te-a uimit cel mai și cel mai tare în toate sezoanele pe care tu le-ai jurizat de la emisiunea de pe antenă? Cel mai tare și mai tare... Da. Rămâne Jorge din Parcare. Nu mă așteptam, toată lumea a zis Pepe. Uite, zic sincer, am făcut sondaje de opinie și toată lumea a zis Pepe. Eu când am zis Jorge, mă refer și la cameleonismul pe care l-a avut. Da. Și căutați doar atât, Jorge Beyoncé. Știu. Fantastic. Să ajungă să meargă pe stradă cu tocuri sau, mă rog, să conducă cu tocuri, tocmai ca să poți să trăiești cât mai bine situația. Așa. Da. E mare lucru. Iar fața lui a permis să se transforme în cele mai multe din personajele pe care le-a primit. Eu am o față, eu nu zic că el n-are o față puternică, dar a mea nu e deloc cameleonică. Orice ai pune pe mine, tot îți dai seama că undeva e Temeșan. E Temeșan, da. În sezonul de care vorbim acum, da, Emilian este... Bine. Este fantastic. Uh-huh. Emilian e fantastic. Eu mai am un adagiu și terminăm. Să mai căutați pe Google și Raluca Beyoncé, dacă mai țineți minte numărul, domnule. Nu, dar o să caut, că nu mai țin minte numărul. Sunt câteva care mi-au rămas în memorie. Maria Buză cu Edith Piaf, da. Jorge cu Beyoncé și nu numai cu Beyoncé, și Freddie Mercury a fost foarte bine. Pepe. Eu mă gândeam la Raluca. Pepe cu... Bine, tu ai o... Și niște picioare. Când... Așa. Drunk in love.
ia ușor, ce... ia ușor să nu dăm în alte. Nu știu, tu te inspiri când te uiți în sus. Da, la Pepe cu Joe Cocker, You Are So Beautiful. Deci astea sunt combinația momentelor. Sunt, da, ce mi-a venit acum, primii trei care mi-au venit și mi-au rămas în minte de-a lungul sezonului. Îți mulțumim, ești extraordinar. Cu drag. O seară extraordinară. Tu de ce ai verde? Eu sunt de presă, eu sunt mai puțin important decât tine. Tu ești de presă? Să trăiți. Bine că nu depresii.